Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Clădirea Palatului Administrativ din Suceava va fi redată funcției sale în 2025. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Consiliul Județean Suceava continuă seria investițiilor în cetatea de scaun a domnitorului Ștefan cel Mare. Ne apropiem cu pași repezi de Luna Femeii. Trebuie să știm că niciun cadou nu este complet fără o floare, iar în voleiul sucevean este doliu. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Polițiștii suceveni au descins în locuința unei bătrâne de 76 de ani din municipiul Suceava pentru a elibera 13 pisici și 3 câini ținuți în cuști pentru iepuri. Animalele au fost preluate de reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle. Polițiștii suceveni au intervenit în gospodăria de pe strada Cernăuți a municipiului Suceava în urma unei sesizări cu privire la faptul că o femeie de 76 de ani ținea câini și pisici în cuști metalice foarte mici. Cu ocazia controlului efectuat, s-a constatat faptul că femeia, în calitate de proprietar al animalelor în cauză, nu deține carnete de sănătate pentru exemplarele canine, care să ateste efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii, animalelor nefiindu-le acordată asistența medicală veterinară, nefiind sterilizate și microcipate. De asemenea, s-a constatat faptul că, într-o anexă a locuinței sale, femeia deținea un număr de 13 exemplare feline, de rasă comună, adulte, pe care le ținea de asemenea închise în cuști metalice, iar animalele nu aveau posibilitate de mișcare suficientă și nici nu beneficiau de asistență medicală veterinară obligatorie. Se arată într-un comunicat de presă transmis de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu. În acest context, polițiștii au emis ordine de plasare a tuturor animalelor în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Este vorba despre adăpostul Asociației de Protecție Animal Casa lui Patrocle. Lucrările de refacere și restaurare a Palatului Administrativ din Suceava nu au fost întrerupte în perioada iernii. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Clădirea afectată de un puternic incendiu în primăvara anului 2021 va fi redată administrației județene în iulie 2025. Lucrările de refacere și restaurare a Palatului Administrativ din Suceava au continuat și pe parcursul iernii. Echipele de muncitori încearcă să refacă acum mansarda clădirii care a ars în totalitate în incendiul din primăvara anului 2021. O investiție făcută prin Compania Națională de Investiții de 96 de milioane de lei, aproape 20 de milioane de euro. Aici este o reparație totală a Palatului Administrativ, e vorba de investiții în infrastructură, subzidiri, în pivnițe, apoi în suprastructură, consolidarea pereților și torchedarea lor cu fier beton, peste 16.000 de metri pătrați de tencuială, sunt tavane noi pentru că erau tavane din lemn între parter și etaj. Aceste tavane sunt făcute din nou. De asemenea, avem investiții în șarpantă. Sunt circa 2100 de metri pătrați de șarpantă. Peste 100 de metri cub de lemn au intrat. De asemenea, 2100 de metri pătrați de țiglă care va fi pusă. Sunt circa 100 de tone de fier beton care este tratat special, lemnul este tratat, este ignificat și tratat pentru atacurile de insecte. Clădirea emblematică va fi redată administrației județene, dar și publicului larg, în luna iulie a anului 2025. Termenul de execuție până la sfârșitul lunii iulie 2025. Practic, firma lucrează din plin, a lucrat și iarna, e mult de lucrat la interior și, după cum vedeți în spatele nostru, se vede că se lucrează deja la acoperiș.
Consiliul Județean Suceava continuă seria investițiilor în cetatea de scaun a domnitorului Ștefan cel Mare după încheierea etapei de consolidare, care a costat 12 milioane de euro. Acum, fortăreața trece printr-un proces de reparații, a cărei valoare se ridică la 4 milioane de euro. Lucrările desfășurate în prezent nu se suprapun peste cele realizate în anii anteriori și nu vor afecta calendarul de evenimente al Muzeului Național al Bucovinei. Se lucrează la foc continuu în cetatea domnitorului Ștefan cel Mare pentru efectuarea unor lucrări de reparație care sunt complexe și care nu au fost prinse în proiectul de consolidare implementat în anii anteriori. Cetatea de scaun a Sucevei, un șantier cu multe schele, o investiție de circa 4 milioane de euro a Consiliului Județean Suceava, după ce am avut o investiție anii trecuți de peste 12 milioane de euro pentru consolidarea cetății, pentru a putea fi vizitată, pentru instalarea expoziției permanente. Vedeți acum că avem aici o reparație foarte, foarte consistentă. În primul rând, consolidarea zidurilor de apărare. Sunt schele aici, se fac plombări cu piatră, chituiri, subzidiri, contraescarp, ceea ce vedeți dumneavoastră pe șanțul exterior este fortificat și noi acum avem ca proiect o mână curentă din fier forjat, era o mână curentă din lemn. Aici veneau mii de vizitatori, spectacole de seară și am dorit să securizăm această zonă, va fi o investiție mare. Se lucrează la podul de acces în cetate, în spatele meu se vede. Probabil că în prima parte a lunii martie va fi finalizat ca să putem da drumul vizitatorilor să poată să vină la cetate. Conducerea Consiliului Județean Suceava dă asigurări că lucrările de reparație nu vor afecta calendarul de evenimente al Muzeului Național al Bucovinei. Cetatea va deveni în perioada următoare un loc pentru multe evenimente culturale. Numai anii trecuți s-au adunat anual peste 200.000 de vizitatori față de perioada dinainte de restaurare, când veneau 80-85.000. Devine un pol de atracție pentru Suceava, pentru nordul de țară și un loc de referință pentru ctitoriile ștefaniene. Din acest punct de vedere, Consiliul Județean Suceava alocă resurse curajoase pentru a da ceea ce se cuvine cetății de scaun a Sucevei. Vedeți că astăzi este un șantier, așa cum șantier ați văzut și la Palatul Administrativ, și la Spitalul Județean Suceava, și la aeroport. Deputatul PSD, Eugen Bejinariu, apără decizia comasării alegerilor și explică necesitatea listelor comune PNL-PSD. Parlamentarii consideră că românii își doresc un climat politic așezat, context predictibil și lideri competenți care să conducă țara, în timp ce partenerii internaționali vor stabilitate. Parlamentarul PSD, Eugen Bejinariu, a transmis un comunicat de presă în care a explicat de ce consideră că este necesară decizia comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare. Deputatul opinează că guvernarea PSD-PNL a fost eficientă și că membrii celor două formațiuni politice au reușit să demonstreze electoratului că pot să renunțe la animozități personale. Deciziile responsabile ale coaliției PSD-PNL, cele legate de comasarea unor alegeri de liste comune și candidați comuni în unele cazuri au rolul de a oferi acea liniște pe care o cer românii și stabilitatea pe care se așteaptă partenerii internaționali să o păstrăm. S-ar putea să pierdem voturile unor susținători prea intransigenți, care așează patima mai presus de rațiune. S-ar putea ca ura față de foștii adversari să îndemne pe unii dintre susținători să nu iasă la vot. Nu pot fi foarte mulți oameni responsabili care gândesc așa, dar ne-am asumat că obiectivul comun este mai important decât mizele separate. În plus, noi profesioniștii maturi ai serviciului public în slujba oamenilor am învățat că deciziile pătimașe nu conduc niciodată la rezultate pozitive și că adversarii pot colabora împletindu-și ideologiile. Iar politica poate să însemne competiție constructivă în cadrul aceleiași echipe, a declarat Eugen Bejinariu.
În lumea aviației, unde zborul pare a fi dominat de prezență masculină, o femeie din inima Bucovinei și-a croit drum prin nori. Minola Platon, originară din Suceava, este nu doar pilot de linie, ci și comandant de avion. O realizare rară într-un domeniu încă predominant masculin. Doar 5,26% dintre piloții de avioane de linie din întreaga lume sunt femei, potrivit International Society of Women Airline Pilots. Totuși, Minola a sfidat statistica și a devenit prima femeie comandant de avion din județul Suceava. Povestea ei captivantă începe cu o schimbare de carieră aparent neașteptată, o dorință puternică de a zbura și sacrificiile făcute pentru a atinge cerul. Minola Platon, născută la Vatra Dornei, dar stabilită cu familia la Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava, a devenit comandant de avion reprezentând o raritate într-un domeniu predominant masculin. Doar 5,26% dintre piloții de avioane de linie la nivel mondial sunt femei, iar Minola face parte din această elită. Deși nu avea o legătură prealabilă cu aviația, a ales să devină stewardesă și ulterior pilot de linie, îndeplinindu-și visul de la 20 de ani. N-am venit în contact cu aviația absolut deloc până n-am terminat facultatea. Nici nu mi-a dat prin minte și nu am pe nimeni în familie legat de aviație. Am făcut studii economice la București. Din anul 2 am început și facultatea de drept în paralel. Doar că nu m-am regăsit. Și e foarte ciudat pentru că în momentul în care eram micuță nu știam ce vreau să devin. Adică mă întreba lumea ce vrei să te faci când o să fii mare. Habar n-aveam, vă zic sincer. Și le spuneam, domnule, nu știu, pentru că n-am încercat nimic și cum aș putea să știu ce-mi place. Și la ce mă pricep. Da, tot timpul eu n-am încercat. Mama era medic, dar nu m-a prins neapărat, tata informatician. Așa. Nu m-am simțit atras. Și așa am ajuns la studii economice. Am zis, hai din anul 2 să mai fac ceva, am început și dreptul la fără frecvență, mi-am luat licența studii economice, după care am schimbat vreo 3-4 joburi fără legătură cu aviația, deci fără absolut nicio legătură, am vândut și termopane, adică am făcut multe. Am încercat. Știți cum e, când termin facultatea, încerci în diverse domenii. Și o colegă de facultate îmi spune într-o zi, hai, nu vrei să vii cu mine la un interviu de stewardese, uite, e la compania noastră națională și e frumos, poți să mergi, să vezi toată lumea. Și zic, de ce nu? Și uitați, așa m-am angajat și am ajuns stewardesă. Și dacă puteți să credeți, nu zburasem niciodată până atunci. Era prima Deci a fost prima dată când m-am suit în avion, da. Și unde ai zburat prima dată? La un Bristol de dimineață cu un Boeing. După primul zbor ca stewardesă în 2009, Minola și-a dat seama că vrea să devină pilot. A urmat Academia de Aviație și a fost singura femeie din promoția ei. În 2014 a efectuat prima ei cursă ca pilot de linie, iar de atunci a acumulat aproximativ 6.000 de ore de zbor. În ciuda provocărilor financiare și personale, și-a urmat pasiunea și a reușit să obțină titlul de comandant. Așa cum am aduc aminte, cum stăteam eu așa în spate. Am primit locul de era mai micuț în stewardesă începătoare. Da. Stăteam în spatele avionului. Și mă gândeam, băi, mă uitam la pilot, ce frumos e, ce mi-aș dori eu să conduc avionul ăsta, nu se poate, nu mă las, eu trebuie să ajung să conduc avionul. Și așa a început. Mai greu puțin pentru că la momentul în care am început eu școala de aviație nu existau burse. Ori e destul de costisitoare, mai ales că zburăm pe avionașe mici, consumăm benzină, bine, și trebuie să acoperim toate costurile. Da, și trebuie să acoperim toate costurile. Ținut de servici. Și știți ce am făcut? Am rugat să-mi dea curse de noapte. Am lucrat noaptea. Deci ai și dimineața mergeam la școală. Da, dimineața mergeai la școală și noaptea la servici. Și a fost greu. Și cât a durat toată? 2 ani și un pic. 2 ani wow. Și ceva. 2 ani și ceva, tot din cauza asta. Eu de Paști lucram, de Crăciun lucram, de Revelion lucram ca să pot să am liber pentru examene, pentru școală. Plus gândiți-vă, vii de la un Tel Aviv de noapte, aterizezi la 4 dimineața și la 9 trebuie să fii la școală. Adică a fost ceva muncă. Nu știu dacă aș mai reuși încă o dată, dar a meritat. Minola a împărtășit că a simțit o satisfacție extraordinară după fiecare zbor reușit. Deși a întâlnit reticență inițial din partea pasagerilor față de o femeie pilot, după zborurile de succes a primit adesea felicitări și încurajări. A remarcat că examenele și provocările în cariera de pilot sunt la fel pentru toți, indiferent de gen. Comandantul Minola Platon și-a exprimat dragostea pentru munca sa și a mărturisit că, deși cariera de pilot implică sacrificii, precum un program strict, este esențial să-ți urmezi visurile. Am vreo 6.000 de ore? Ula! Vreo 4.000 de aterizări făcute de mine. Cum reacționează lumea când află că pilotul este o femeie?
Se miră, de obicei. Sunt puțin mai reticenți la început, dar să știți că la finalul cursului primesc multe felicitări și se obișnuiesc cu ideea sau mă obișnuiesc cu ideea, iar eu sunt foarte încântată de faptul ăsta. La început, când am început eu să zbor în 2009, era mult mai mare impactul. Tot la finalul cursei, când totul mergea bine, lumea se liniștea, adică era bine. La finalul cursei? La finalul cursei, da. După ce coboram din avion, stați să da? Vedeți cum e când amândouă suntem fete în față. Suntem și așa. Bine, noi tot timpul schimbăm echipajele, adică mergem prin rotație, nu zburăm echipa standard, doi oameni unul cu altul. Zburăm, ne rotim, zburăm curse diferite, practic toate destinațiile dintr-o anumită bază și toți comandanții zboară cu toți copiloții într-o anumită bază prin rotire. Și normal că mai zbor și cu fete. Și aia e cel mai frumos, când suntem două fete în față și vine câte stewardese, știi, că a întrebat o doamnă, dar sunt două fete în față, dar sunt chiar așa de tinere. Dar e bine, e frumos, mai ales că la final toată lumea e mulțumită, ajungem jos în siguranță și faptul că le pot conferi oamenilor senzația de securitate, pentru mine înseamnă foarte mult. Minola a povestit și despre experiența emoționantă de a pilota un avion în care se afla și mama ei. A zburat cu tine, da? Mama ta? Da, și bunica a zburat și cu mine. Bunica. Și bunica. Și eu sunt foarte mândră că am putut să-l iau cu mine la avion. Vai, deci încerc să-mi imaginez ce emoție a fost acolo. Bine, eu cred că mama s-a cam lăudat la toată lumea. Dar normal. E fata mea în față, Dar știa tot avionul, nu? Așa-și face și eu, cum să nu. Dar mi-e drag, adică mi-a fost drag că am putut să-l iau cu mine. Cu mândrie și determinare, Minola Platon a fost parte din echipaje 100% feminine, dovedind că talentul și profesionalismul nu cunosc limite de gen. Aceste momente au inspirat și încurajat nu doar colegele sale, ci pe toți cei care cred în egalitatea de șanse în orice domeniu. Ne bucurăm să auzim că lumea ne apreciază, mai ales că suntem echipaj de fete. Sunteți? În Iași? Eu sunt singura comandant momentan și sunt 3 fete first officer. Bine, e puțin mai dificilă meseria, din datorită orarului de zbor. Nu e imposibil, dar e puțin mai dificil, mai ales dacă ai copii și familie. Nu e imposibil, iarăși, dar trebuie să te înțeleagă, adică jumătatea trebuie să te înțeleagă. Și ar fi preferabil să nu fii în același domeniu. Următorul capitol al poveștii extraordinare a Minolei Platon vizează planurile de a deveni instructor de zbor. Suceveanca își propune să împărtășească experiența sa vastă și pasiunea pentru aviație cu generațiile viitoare de piloți. S-ar putea pensiona la 52 de ani, dar nu are nici cea mai mică intenție să facă asta. Am suficient timp liber deocamdată și îmi place ceea ce fac. Când mă voi simți obosită și nu o să mai pot, sigur pot să mă pensionez. Programul ăsta nebun al vostru e unul din motivele pentru care piloții se pensionează mai devreme? Da, sau da, și da, sunt în categorie specială de muncă, da. Până un alta, Minola Platon zboară cu inima plină de pasiune și curaj, fiind nu doar un comandant de avion, ci și o sursă de inspirație pentru toți cei care visează să atingă înălțimi noi în viață. Ne apropiem cu pași repezi de Luna Femeii. Trebuie să știm că niciun cadou nu este complet fără o floare. Un aranjament floral construit cu dragoste și pasiune poate întregi semnificativ cadoul perfect pentru persoana dragă nouă. Ne-a urat bun venit în lumea florilor Maria Moroșan, meșter floral, care ne împărtășește dragostea și pasiunea pe care o poartă tuturor florilor. Aranjamentele florale sunt un detaliu important care dă un aspect plăcut spațiilor în care se află. Cu o atenție deosebită pentru combinația de culori, acestea pot fi adaptate în mod corect evenimentelor și preferințelor fiecăruia. Pentru a alege corect aranjamentele florale pentru Ziua Femeii, ne-am întâlnit cu Maria Moroșan, meșter floral, care ne-a vorbit despre tendințele sezonului și ne-a întâmpinat în lumea ei și a florilor. Primăvara este foarte generoasă, ne oferă o multitudine de culori, mult parfum, așa că eu v-am pregătit astăzi câteva flori să vă bucurați de ele și să vedeți ce povești frumoase pot să scriu femeilor. Maria ne spune și ingredientul secret pentru păstrarea florilor, astfel încât acestea să reziste o perioadă îndelungată, iar noi să ne putem bucura de ele cât mai mult timp. În primul rând, să-l hrăniți cu dragoste. Da, la mine totul trebuie să se hrănească cu dragoste, pentru că florile simt asta, să știți că și ele sunt vii. Nimic special, depinde, sunt anumite flori care vă pot recomanda o soluție specială, dar în general, pur și simplu apă curată, vasul să fie curat și atât, și să vă bucurați cât mai mult timp de ele.
În privința comenzilor, este recomandat ca acestea să fie plasate din timp, mai ales în perioadele cu multe solicitări, precum cele care urmează. Sunt care au dat comenzile și din luna ianuarie, februarie, deja ar trebui să dați comenzile. Comenzile trebuie date, pentru că va fi o perioadă foarte aglomerată și îmi doresc în suflet toți clienții să evite aglomerația, stresul, să aibă parte de 8 martie, 7, 8 martie, cam așa își ridică lumea comenzile, să aibă parte de florile și de aranjamentele care și-au dorit cu adevărat. Pentru Maria, dragostea pentru flori este din suflet. De aceea ne vorbește și despre alte modalități prin care ne putem bucura de culorile, delicatețea și parfumul lor. În fiecare sezon, îmi place să marchez așa casele oamenilor cu tot felul de povești frumoase pe care să le poarte în casele lor sau să le dorească celor dragi mai departe. Împreună cu un buchet de flori sau un aranjament, puteți să oferiți celor dragi o poveste de primăvară în care să cânte flori, în care să miroase a primăvară pur și simplu și care să reziste ani întregi. Dublu medaliată cu aur în 2023 la Jocurile Mondiale Corale din Coreea de Sud, Corala Ciprian Porumbescu Suceava face apel la persoanele fizice să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Sing Bucovina pentru a susține activitatea prestigioasei corale și nu numai. În acest an, Corala va susține 3 turnee de promovare a Bucovinei, 2 internaționale și unul la nivel național, cel mai important dintre acestea fiind deplasarea în Statele Unite ale Americii. Într-un comunicat de presă, managerul coralei Ciprian Porumbescu și președintele Asociației Sing Bucovina, Ionuț Vicentie Ilisoi, mai arată că pe lângă susținerea coralei mixte Ciprian Porumbescu, Asociația Sing Bucovina va organiza în luna mai, ceea ce se dorește a fi cel mai mare festival de muzică cultă din Moldova. De asemenea, Sing Bucovina sprijină tinerile talente prin intermediul Academiei Sing și prin bursele oferite elevilor și studenților. Ionuț Vicentie Ilisoi a arătat că publicul este principalul sprijin al coriștilor de aur ai Sucevei. Astfel, explică el, susținerea activității culturale a asociației se poate face de către contribuabilii din 2023, angajați sau pensionari, prin doi pași simpli. 1. Completarea formularului 230. 2. Downloadarea și trimiterea formularului completat pe adresa de e-mail singbucovina@gmail.com sau coralaciprianporumbescu@gmail.com. Termenul de depunere este 24 mai 2024. Doliu în voleiul sucevean, fostul jucător și antrenor al echipei de volei CSM Suceava, profesorul Victor Pancu, a încetat din viață luni la vârsta de 74 de ani. Fostul jucător și antrenor al echipei de volei CSM Suceava, profesorul Victor Pancu, a încetat din viață luni seară la vârsta de 74 de ani. Acesta se confrunta de ceva vreme cu probleme medicale. În septembrie 2022 a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla la volanul mașinii sale, fiind diagnosticat cu traumatism craniocerebral, policontuzii și accident vascular cerebral ischemic acut. Victor Pancu s-a născut în decembrie 1949 la Botoșani. A fost profesor de educație fizică, jucător și antrenor de volei la CSS, CSM și LPS Suceava, dar și președinte al Asociației Județene de Volei Suceava. La echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Victor Pancu a activat ca jucător și antrenor timp de 48 de ani. Cele mai bune rezultate au fost locul 5 în prima ligă și locul 4 în Cupa României, performanță reușită la finalul sezonului 1983. După ieșirea la pensie, Victor Pancu i-a predat ștafeta de antrenor fostului său elev, Tudor Orășanu. Mihai Guriță a dat lovitura de start a meciului dintre Farul Constanța și Oțelul Galați disputat în etapa 27 a Superligii și încheiat la egalitate scor 1-1. Fostul atacant sucevean a ajuns la 51 de ani, a jucat la ambele echipe, reușind 22 de goluri pentru Farul și 31 pentru Oțelul. Component de bază al formației care a disputat finala Cupei României în 2005, Mihai Guriță a îmbrăcat tricoul alb-albastru în peste 120 de partide și a marcat 23 de goluri pentru Farul în primul eșalon. Aplauze pentru Mihai Guriță! Bom.
moment emoționant pentru suceveanul Mihai Guriță. Ajuns la 51 de ani, fostul atacant a fost invitat să dea lovitura de start a meciului dintre Farul Constanța și Oțelul Galați, disputat în etapa 27-a Superligii și încheiat la egalitate, scor 1-1. Mihai Guriță a jucat la ambele echipe, reușind 22 de goluri pentru Farul și 31 pentru Oțelul. A venit cu mare plăcere. Am întâlnit aici oameni minunați în perioada petrecută jucând la Farul. Sunt onorat și pe această cale țin să mulțumesc conducerii clubului Farul Constanța pentru invitație. Am petrecut 4 ani minunați aici, cu reușite, cu succese, cu o finală de Cupa României, cu o calificare în Cupa UEFA Intertoto. Am reușit să facem o echipă, zic eu, puternică a campionatului. Eram în ultimele 6 luni de contract cu Oțelul Galați. M-a contactat domnul Marcelică și domnul Mircea Crainciuc. Pe timpul ăla era președinte și vicepreședinte. Am acceptat această provocare pentru că echipa venise după o promovare bine meritată. Înțelesem că au un proiect foarte important, o echipă tânără și drept dovadă în 2 ani de zile am construit o echipă care echipele din, se spune, din capitală le era frică de noi. Mai ții minte care a fost cel mai spectaculos gol al tău marcat pentru echipa noastră? Da, chiar ții minte, a fost chiar între aceste două echipe care se întâlnesc astăzi, între Farul Constanța și Oțelul Galați, golul din foarfecă de la punctul de 11 metri, am reușit o execuție din foarfecă care a stat în top timp de 2 ani. Cel mai bine m-am înțeles cu domnul Petre Grigoraș. Bine, el era un tip mai mult comunicat cu jucătorii, era mai înțelegător și noi ne-am adaptat stilul lui. Dar cel mai dur, după părerea mea, a fost domnul Ion Marin. În cariera sa, Mihai Guriță a mai jucat pentru CSM Suceava, Foresta Fălticeni, Steaua, Gloria, Buzău, Săgeata Năvodari, Cetatea Suceava, Rapid CFR Suceava și Sporting Suceava. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Cred că e semn că vine primăvara, lucrările la foarte multe șantiere sunt în toi. Multe dintre ele nici au avut șantiere nu s-au oprit deschise pe toată durata iernii. Mai ales la Palatul Administrativ s-a lucrat și în interior. Acum la podul de la cetate, la începutul lunii, parcă februarie, acolo s-a lucrat în risc susținut pentru că cei de la Muzeul Național al Bucovinei au postat destul de des fotografii și se vedea care este evoluția lucrărilor. La sala polivalentă iarăși este. Da, și acolo s-a lucrat și asta iarna, cu toate că a fost numai în aer liber și azi am văzut că se lucrează acolo. Da, și firmelor le convine, nu? Adică iau bani, oamenii sunt mulțumiți, sunt plătiți, cred că salariile sunt la sala polivalentă a fost un scurt circuit în noiembrie și decembrie, cât au fost oprite finanțările de la Compania Națională de Investiții, dar au rămas pe șantier oamenii. Au rămas pentru că probabil că au avut cei de la compania care lucrează niște bani strânși acolo și au avut ce să-i plătească. Da, cel mai îmbucurător este faptul că se lucrează foarte bine la Spitalul de Oncologie. Asta chiar este o realizare, Spitalul de Oncologie, noi am discutat și ieri despre lucrul ăsta. Deci Gheorghe Fluture, evident, fiind campanie electorală, nu este oficial, dar a arătat lucrurile pozitive, adică la Palatul Administrativ, cu toate că acolo se lucrează foarte greu. Dacă Palatul a fost construit în 2 ani de zile, 1903-1904, reconstrucția lui, iată, durează 4 ani de zile, însă uneori este mai greu să repari decât să construiești. Și aici, fiind vorba despre un monument pe lista, despre o clădire aflată pe lista monumentelor istorice, trebuie să păstrezi arhitectura. Ei, când s-a văzut acolo că incendiul a fugat și când s-au dus acolo, erau paie, erau lemne, era lut, era așa mai, și așa mai departe, trebuie niște elemente de rezistență introduse acolo și e mult de lucru. Dar totuși, 4 ani E mult. Bun, până s-a găsit finanțare și iar mă întorc la chestiunea, adică mie zice, nu știu care a
șmecher că se face asta, șosea de centură la gura humorului cu 5-4 de milioane de euro kilometru și ei s-au căcuit să găsească 20 de milioane de ce? Euro. Pentru dita mai palatul administrativ în centrul Sucevei, care e monument istoric. Las. Și atunci ne s-a părut mult, 20 de milioane de euro, ți-amintești? Da, da, ți-am zis, sunt chiar lucrări foarte complicate. Pe măsură ce complicate. S-a stricat, s-a văzut că suma asta cumva e justificată, da, că era că mai nasoară. Da, sunt foarte complicate, da, 20 de milioane, dar nu, 54 la... La kilometru. Kilometru de drum la țară, la Țărănoaia, la Gura Humorului. Hai să fim serioși. Am discutat despre asta ca să arătăm că se și fac lucruri, că nu vorbim noi așa de rău doar de dragul de a vorbi pe cineva de rău. Dar se fac la noi viteza. Și nu vorbim pe cineva de rău, cât dar viteza calculul... cu care se fac. Însă aici, la Spitalul de Oncologie, mă, chestiunea Cătălina s-a văzut de fiecare dată. Dacă sunt bani, se lucrează. Ce neapă? Și dacă se lucrează, e și Gheorghe Fluturi pe acolo. Păi na, dar până la urmă spitalul este sub ordinea Consiliului Județean. Cine vrea să meargă? Gheorghe Șoldan? Știu, dar văd că n-ai azi răutățile la tine și am mai spus eu ceva. Dar asta e, da mă, de ce e? Aeroportul la Consiliul Județean, cine vrea să meargă de la organizația Salvați Rechini sau cine să meargă? Spitalul e la Consiliul Județean. Cine Palatul administrativ e la Casa Prieteniei. Salvați broașele țestoase? Ce? Da. Adică, da, e normal. Când e de criticat, e de criticat. Trompeta asta cu șoseaua care nu se face niciodată, asta e o trompetă. Dar asta este palpabil. Adică se lucrează la oncologie și sunt bani de la Consiliul Județean. La cetate se lucrează. Muzeul Național, care are cetate, e în subordinea Consiliului Județean. N-are să vină aici popică popândău să se popândească. Dar, culmea, autostrăzile și centrurile ocolitoare nu sunt. Nu sunt la Consiliul Județean. Nu are la Gheorghe Șoldan, el le face. Bani de la PSD, aduce el de acasă. De la Sorin Grindeanu. S-a câștigat la Loto 6 din 49, la Pitești s-a jucat. Cred că PSD Argeș a jucat, că nu știi că nu se spune mai. Ăștia de la PSD, ei joacă la Loto, am un amic care joacă la Loto Canada și Franța. Trei numere, parcă. Și mai câștigă din când în când, 3 lei, 4 lei, știi? Eu cred că ăștia la PSD, ca să ei dezvoltă țara, că așa am înțeles, că ei vin cu bani de acasă, ei joacă organizațiile. Zice, PSD Argeș jucați la Loto 6 din 49. PSD Dâmbovița jucați la Canada. PSD Suceava la Franța, știi? Și tot joacă oamenii și câștigau și noroc, znorocoși, și toți banii aia iau 7,3 milioane parcă la Pitești. Bun, mai dai jos taxele, rămân vreo 5. Așa, 5 milioane de euro, pac! Pune acolo. Să fie pentru șoseaua de centru, de la Humor. Să fie, șeful, dar am strâns bani de la PSD Vrancea, PSD Bacău, pe unde trece autostradă. Lasă-mă să fie acolo, că noi la Pitești avem autostradă. Autostrada București-Pitești, care este de când Hăuș Părău, 117 km. Lasă, ia astea 5 milioane de la noi, de la PSD Argeș, pune acolo. Și Gheorghe Șoldan merge la domn Grindeanu, mai avem 5 milioane, de unde? La PSD Argeș, trăiască, hai facem o fotografie, știi că ei se tot pozează. Ei fac cu banii lor. Pentru a putea să ajungă la cele trei turnee, două internaționale, dintre care unul în Statele Unite ale Americii și unul național, Corala Ciprian Porumbescu are nevoie de sprijin în permanență, de regulă instituțiile statului sunt alături de acest grup că, care da, e dau niște bani. Sprijinit. Da. Dar știi că nu poți să-ți mărești palmaresul de participări dacă nu ai suficienți bani. Iar la ei participarea de regulă cam e egală și cu a se întoarce cu un rezultat, cu performanță, cu medalie. E un bun ambasador sau o bună ambasadoare că e corală. Dar acum dacă îmi permiți așa, Cătălino, mai dă, parcă și primăria a dat, nu? Și primăria Suceavei și Consiliul, nu mai știu. Așa, dacă mi-aș permite, poate Arhiepiscopia dă. Că am văzut că s-a întâlnit, a fost o întâlnire cu Fondul Bisericesc Ortodox. Iau niște pădure din care iau bani. Pădurea se exploatează conform reglementărilor silvice și din exploatarea pădurii se câștigă bani, după câte se știe. Ori Corala Ciprian Porumbescu e pe zona asta de care răspunde Arhiepiscopia.
Și arhiepiscopia tot s-a întâlnit la cazinoul Băilor, acolo în Palatul de Lux pe care l-au ei, făcut cu fonduri europene, și puteau să pună și problema asta. A, mă, umblă băieții aia 3,5% de la doi oameni. Dăm noi, pentru că sunt niște oameni credincioși, au un repertoriu adecvat, fac cinste, dăm și noi acolo din așa. Participă și la evenimentele noastre? Da, așa, așa ar fi frumos, așa mă gândesc eu, dar cine este eu? Un gând, un poate gând. Că și de acolo, dacă n-a venit sprijin, deși poate, mă doresc, poate că a venit, da. Dar poate vine și adică în continuare. Adică banii aia pe care trebuie să dai, să faci, nu știu ce, la Biserica Xulescu de la Burdujeni. Nu că n-ar fi nevoie. Da, da, am zis. Îi dă primăria Sucevei, că dă acum primăria 1,3 milioane de lei în parte la 11 unități de cult. Da, acolo primăria, stai liniștit. Tu dă în partea alta, nu trebuie să dai cât dă primăria la biserică. 100.000 de lei de bucată. Da, și dau un 5.000, un 10.000, hai să ceva. E doliu în voleiul sucevean, s-a dus și domnul Victor Pancu. Dumnezeu să-l odihnească, înțeleg că era foarte bolnav, nu am, mă știam cu dumnealui, bună ziua, bună ziua, n-am avut așa dialoguri, pare rău. Doamna Pancu mi-a fost profesoară în școala generală, o femeie foarte frumoasă, foarte distinsă, o femeie pe care toată lumea o stima, o doamnă deosebită, dar și domnul Pancu un om bun, asta pot să zic. N-am auzit pe nimeni să aibă cuvinte brele la adresa domnului Pancu. Foarte sufletist și cu echipa, da, de volei. Și s-a străduit cât a putut să țină volei în viață, a preluat ștafeta de la Traian Căldare, Dumnezeu să o odihnească, că și el a murit acum câți bani. Ei sunt doi dintre cei care au ținut volei la Suceava ani și ani de zile. Chiar așa și în prima ligă. Da, și în prima ligă. Că a avut și performanțe, dar a fost o strădanie din partea domnului Pancu și este o mare pierdere. Bă, 74 de ani, dar ți-am zis, înțeleg că era foarte bolnav. Da, oricum, este o pierdere pentru sportul sucevean. Condolențe familiei. Și Mihai Guriță a fost invitat de onoare la meciul dintre Farul și Oțelul. Ambele echipe i-au fost gazdă la un, da, moment dat. Pentru Farul, da, a înscris 22 de goluri și pentru Oțelul 31. Bravo ție, vă că știi. Ți-ai scris. Mi-a scris Daniel. Eu nu știam. Da, uite, știi, de multe ori cei acasă... Nu ești așa oameni, de fericit acasă, nu? Dar nu e normal la noi asta. A fost cineva în Madeira și acolo și aeroportul se cheamă Cristiano Ronaldo, tot el e din Madeira. Mama lui are acolo blocuri, sora lui ține muzeul, Cristiano Ronaldo. E, așa. Dar lumea nu e așa, de, adică nu, e ceva obișnuit, știi? Așa și cu Mihai Guriță, bine, e o paralelă foarte mare, mare, mare. Diferența dintre ei doi, da. Dar Mihai Guriță și-a făcut treaba până a fost și pe la Steaua și pe, la aceste două echipe, pentru că altfel nu îmi cheamă. Și Mihai Guriță era la stadion, la Foresta, pe acolo. Știi? Păcat așa să vezi oameni care cândva au fost cineva, cineva, îi oprea lumea pe stradă, toți alergau să se fotografieze cu ei, să dea un autograf, să se bage în seamă cu ei. Păi aia se uită, asta, da, e în firea umană. Dar noi nu prea știm să, așa, de-ai noștri, să ne ajutăm unii pe alții, să ne respectăm, să-i punem pe oamenii care au făcut ceva într-un anumit loc. Bun, uneori nici ei nu vor să fie puști. Și asta este o problemă. Dar Mihai Guriță e un sportiv care și-a făcut treaba și a jucat, mai jucat pe la Liteni, nu știu dacă nu mai joacă și acum. Și la vârsta lui dădea goluri și... Și are 47 de ani. 51. 51 de ani? Eu sunt în urmă cu 51. Ani. Sunt eu în urmă. E, și pentru tine, nu? Încercam. N-a ieșit nici asta. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. CSU Suceava continuă parcursul perfect în campionatul național de tineret. Handbaliștii pregătiți de Vasile Boca au obținut a noua victorie consecutivă, 46-31 cu CSM Sighișoara.
CSU Suceava are victorii pe linie în campionatul național de tineret. Echipa antrenată de Vasile Boca și-a trecut în cont al 9-lea succes consecutiv după ce a învins pe teren propriu formația CSM Sighișoara cu scorul de 46-31 la pauză 25-14. Cel mai bun marcator al gazdelor a fost Codrin Dascălu cu 8 goluri, urmat de Codrin Radu și Eduard Rusu cu câte 6 goluri. În seria din campionatul național de tineret s-au mai disputat meciurile CSM Bacău Potai Saturda 38-37 și Politehnica Timișoara Universitatea Cluj 35-39. Minaur Baia Mare a stat. Clasamentul este condus de CSU Suceava cu 27 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara cu 15 puncte și Potai Saturda cu 13 puncte. Sucevenii vor sta în etapa următoare. Handbaliștii pregătiți de Vasile Boca vor reveni în competiție la sfârșitul lunii martie, când se vor deplasa la Bacău. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt, dar înainte o pauză de publicitate. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări. Minima se va învârti în jurul valorii de 2 grade Celsius. Miercuri, vremea va fi în general plăcută în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Cerul va fi mai mult senin, iar înorările doar temporare. Vântul va sufla slab până la moderat, va prezenta și ușoare intensificări. Temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade Celsius. Ești în căutarea unei soluții rapide și delicioase pentru mesele tale zilnice? Multicook Suceava vine în întâmpinarea ta cu o gamă variată de produse care transformă gătitul într-o experiență simplă și plină de satisfacții. Fie că ești adeptul preparatelor tradiționale sau dornic să explorezi arome noi și exotice, gama diversificată de produse Multicook are tot ce îți trebuie. De la micul dejun și prânz până la feluri principale și gustări, vei găsi opțiuni care să-ți satisfacă toate gusturile. Descoperă noile noastre delicii. Tincalii cu spanac și brânză, chiș de pui, chiș cu somon și spanac, lasagna cu carne de vită și de pui, lavaș cu carne de pui copt și brânză, chiftea de năut și cu fulgi de ovăz, clătite benderichi cu carne de pui și brânză, julian cu pui și ciuperci și multe altele. Multicook nu este doar un producător de semi-preparate de înaltă calitate, ci și partenerul tău în bucătărie, care face gătitul mai simplu și plin de bucurie. Facem livrare gratuită la comenzi de peste 80 de lei, în anora 16. Comandă online pe paginile de Facebook sau Instagram Multicook Suceava sau sună la 0764-691-637 pentru a plasa comanda. Vizitează-ne magazin. Strada Ștefan cel Mare, numărul 17, Suceava, pe Esplanadă, vis-a-vis de Profi. Descoperă bucuria gătitului fără efort cu Multicook Suceava și transformă fiecare masă într-o experiență culinară remarcabilă. Polițiștii suceveni au descins în locuința unei bătrâne de 76 de ani din municipiul Suceava pentru a elibera 13 pisici și 3 câini ținuți în cuști pentru iepuri. Animalele au fost preluate de reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle. Lucrările de refacere și restaurare a Palatului Administrativ din Suceava nu au fost întrerupte în perioada iernii. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Clădirea afectată de un puternic incendiu în primăvara anului 2021 va fi redată administrației județene în iulie 2025.
Consiliul Județean Suceava continuă seria investițiilor încetată de scauna domnitorului Ștefan cel Mare. După încheierea etapei de consolidare, care a costat 12 milioane de euro, acum fortăreața trece printr-un proces de reparații, a cărei valoare se ridică la 4 milioane de euro. Lucrările desfășurate în prezent nu se suprapun peste cele realizate în anii anteriori și nu vor afecta calendarul de evenimente al Muzeului Național al Bucovinei. Deputatul PSD Eugen Bejinariu apără decizia comasării alegerilor și explică necesitatea listelor comune PNL-PSD. Parlamentarii consideră că românii își doresc un climat politic așezat, context predictibil și lideri competenți care să conducă țara în timp ce partenerii internaționali vor stabilitate. În lumea aviației, unde zborul pare a fi dominat de prezența masculină, o femeie din inima Bucovinei și-a croit drum prin nori. Minola Platon, originară din Suceava, este nu doar pilot de linie, ci și comandant de avion, o realizare rară într-un domeniu încă predominant masculin. Doar 5,26% dintre piloții de avioane de linie din întreaga lume sunt femei, potrivit International Society of Women Airline Pilots. Totuși, Minola a sfidat statistica și a devenit prima femeie comandant de avion din județul Suceava. Povestea ei captivantă începe cu o schimbare de carieră apare neașteptată, o dorință puternică de a zbura și sacrificiile făcute pentru a atinge cerul. Ne apropiem cu pași repezi de Luna Femeii. Trebuie să știm că niciun cadou nu este complet fără o floare. Un aranjament floral construit cu dragoste și pasiune poate întregi semnificativ cadoul perfect pentru persoana dragă nouă. Ne-a urat bun venit în lumea florilor Maria Moroșan, meșter floral care ne împărtășește dragostea și pasiunea pe care o poartă tuturor florilor. Dublu medaliată cu aur în 2023 la Jocurile Mondiale Corale din Coreea de Sud, corala Ciprian Porumbescu Suceava face apel la persoanele fizice să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Sing Bucovina pentru a susține activitatea prestigioasei corale și nu numai. În acest an, corala va susține 3 turnee de promovare a Bucovinei, 2 internaționale și unul la nivel național, cel mai important dintre acestea fiind deplasarea în Statele Unite ale Americii. Doliu în voleiul sucevan, fostul jucător și antrenor al echipei de volei CSM Suceava, profesorul Victor Pancu, a încetat din viață luni la vârsta de 74 de ani. Mihai Guriță a dat lovitura de start a meciului dintre Farul Constanța și Oțelul Galați, disputat în etapa 27-a Superligii și încheiat la egalitate, scor 1-1. Fostul atacant sucevan a ajuns la 51 de ani, a jucat la ambele echipe, reușind 22 de goluri pentru Farul și 31 pentru Oțelul. CSU Suceava continuă parcursul perfect în campionatul național de tineret. Handbaliștii pregătiți de Vasile Boc au obținut a noua victorie consecutivă, 46-31 cu CSM Sighișoara.